Bună seara din nou la Teologia în Actualitate. În această vară explorăm cartea și lumea cărților. De aceea, în seara aceasta, am poposit într-o casă, o casă a cărții. Așa se numește editura despre care vom vorbi în seara aceasta, Casa Cărții. Împreună cu mine, în dialog, vor fi Daniel Fărcaș și Teofil Stanciu. Vă spun bună seara, bine ați venit la acest dialog pe tema cărții, cărții de suflet, cărți pentru minte. Bună seara! Bună seara și mulțumim de invitație! În seara aceasta am vrea să vorbim despre editura Casa Cărții și aș vrea să plec în discuție nu de la editură, ci de la relația personală a fiecăruia dintre voi cu cartea. Așa că aș vrea să vă întreb ce înseamnă cartea pentru voi, pentru Teofil, pentru Daniel. Ce înseamnă cartea pentru fiecare dintre voi? Da, încep eu, dacă tu... Da, pentru mine cartea este o profesie. Fac asta pentru că am în spate studii umanistă, de filozofie, de limbă și literatură și am învățat să iubesc cartea de mic. E un foarte bun prieten cartea asta și mă însoțește și în timpul liber. E și un hobby. Petrec foarte mult timp cu cartea. Prefer cartea în format tipărit, dacă se poate, pentru că este palpabilă. Cartea tipărită are și un trup. Dar cartea în general deschide universul și pentru mine asta este fascinant. Mereu mă uit la noile apariții, atât de la editurile creștine cât și de la cele laice, pentru că eu consider că fiecare carte duce un univers nou și îmi deschide o ușă către altceva. Viața noastră e limitată prin definiție, suntem ontologic ființe limitate și cartea ne dă cel puțin speranța să deschidem uși către alte lumi. Mulțumesc, Teofil, dacă vrei să ne spui din perspectiva ta ce înseamnă cartea. Dar n-aș putea să adaug foarte multe la cele deja spuse de Daniel, fiindcă suntem cam în aceeași ipostază, adică și profesioniști care lucrează cu cartea vrând nevrând, ne e meseria, dar și amatori, cum era în latinește, adică iubitori de carte. Pentru mine, dacă acum se întâmplă să fiu chiar acasă, în birou, cartea este și mobilierul care mă înconjoară, deci este o prezență fizică permanentă, ceea ce mie îmi convine cel puțin, fiindcă și copiii mei sau cine mă vizitează tot timpul au contact cu foarte multe cărți. Vrând nevrând am acumulat, dar devine și o problemă uneori. Unde mai pui cărțile cele noi? Problemă pe care știu că au mulți cititori pasionați. Da, mulțumesc mult și Daniel. Daniel a obținut un doctorat la Sorbona, dacă nu greșesc. Teofil este în continuă cercetare și noi toți sunt, de fapt, într-o continuă cercetare. Se pregătește pentru finalizarea unui doctorat în politici, dacă nu greșesc, teologie politică, da? Teologie publică. Publică. Seamănă, dar nu e același, da. Nu știam exact domeniul... Și mă bucur că putem dialoga. Aș vrea puțin să ne întoarcem la această editură unde amândoi lucrați. Cum a apărut ideea de a avea o editură, Casa Cărții, și cum a apărut acest nume? Poate cei care ne urmăresc nu știu istoricul, intră în contact cu cărțile, dar în spatele unor cărți există o întreagă lucrare. Ce ați putea să ne spuneți despre lucrul acesta? Voi încerca eu un răspuns, fiind puțin mai vechi în editură decât Daniel. Eu lucrez aici de 10 ani, dar editura chiar împlinește anul acesta 20 de ani. Deci din 2001 există editura Casa Cărții și s-a născut dintr-o, hai să spunem, conjunctură fericită sau, dacă doriți, providențială, în momentul în care deja existau niște edituri
pe piața românească. Ne amintim de editura Logos, de exemplu, care exista de prin anii 90, sau editura Cartea Creștină. Dar directorul, actualul director editorial al editurii, Vasile Gabrian, împreună cu un nepot, actualul director comercial al editurii, Adrian Groza, se întâmpla că nu aveau de lucru în acel moment. Asta ca un factor, să spunem, anecdotic, ca un element anecdotic. Dar totodată, Vasile făcuse studii la Universitatea Emanuel din Oradea, studii de teologie, și constatase lipsa unor cărți de referință. Și acum nu ne referim la cărți de teologie, că începuseră să existe și se publicau. Și Logosul publica, dar nu existau prea multe atlase, nu existau dicționare foarte multe, comentarii biblice, și acolo era, suferea, enciclopedii. Toate astea erau într-un deficit și cumva editura s-a născut ca să contribuie cu ceea ce poate la rezolvarea acestui deficit, să zicem așa, din piața de carte. De asemenea, avea o experiență deja, fiindcă lucrase cu SPMCR, cu Societatea Pentecostală de Misiune, și cel puțin partea de tipografie și cum trebuie să arate o carte îi era cunoscută. Și atunci a venit cu ideea să întemeieze o nouă editură, să pornească o nouă editură. Numele, chiar vorbeam astăzi la birou, că și eu eram curios, la un moment dat știu că am povestit despre asta, dar cred că am uitat și eu, în schimb azi am reîmprospătat puțin. Numele a fost ales și prin eliminare, adică s-au eliminat acei termeni care sugerau o prea mare apropiere de limbajul exclusiv evanghelic. Adică existau diversi termeni care s-ar fi potrivit, dar care cumva asociau editura foarte tare doar cu mediul evanghelic, și de la început s-a dorit cumva să îi se dea o deschidere mai mare, inclusiv spre spațiul cultural românesc în general. S-a și publicat la un dat o carte care se cheamă Ghid de artă creștină, care nu are niciun fel de culoare confesională, ci pur și simplu este o lucrare foarte amplă, color. N-a fost un succes, dar asta e o altă discuție. Și atunci s-a venit cu acest titlu Casa Cărții. Se potrivea cu ceea ce voia să devină editura și nu avea atât de multe impedimente, ca să spunem, pentru un public care nu e familiarizat cu jargonul nostru evanghelic. Înțeleg că Daniel a venit ulterior la editură. Care au fost pașii tăi, Daniel, spre a te implica la editura Casa Cărții? Nu au fost foarte complicați. M-am inserat natural pentru că ne știam, colaboram. Cu Teofil am colaborat de mulți ani în alte contexte, cu directorul editorial Vasile Gabrian am colaborat atât cu în privința traducerilor și a editărilor. Am sărit direct în apă și am început să not. E drept că știam să not la momentul acela, aveam un parcurs editorial și în general instrumentele filologice de care ai nevoie ca să produci cartea înainte de tipar, tot ce înseamnă înainte de tipar înseamnă o mare muncă care se face cu instrumente filologice, adică traducere, editarea textului, redactarea lui și corectura lui. Deci a fost cumva în firescul lucrurilor să mă integrez aici și să muncesc alături de cei care au pus bazele editurii și i-au dat primul bobârnac, dacă vrei, acestui proiect. În dialogul meu cu cei alte edituri, i-am întrebat de ce încă o editură, pentru că, slavă Domnului, s-au înmulțit editurile în România. Ce este specific, unic, într-un fel, la Casa Cărții și care cumva... Nu este încă o editură, a spune eu. Este una dintre primele edituri. Celelalte sunt încă alte edituri care s-au alăturat, cum să spun, în intenția de a capta până la urmă atenția publicului cititor. Teofil a
A evocat deja editura Logos, care a fost probabil standardul în anii 90 când eram eu student, de pildă, și care din păcate nu mai există și care a făcut un mare bine pieții de carte evanghelică din România. Însă, Casa Cărții n-a apărut foarte târziu după această editură. A mai fost Cartea Creștină de asemenea. Casa Cărții a venit cumva natural într-un moment în care exista încă penurie de carte evanghelică. Și eu aș vrea să, mie îmi place să cred că de fapt Casa Cărții a creat o paradigmă, un reper, în funcție de care multe alte edituri pe care le respectăm, pentru că și ele produc și fac eforturi însemnate, e o paradigmă în funcție de care editurile mai noi trebuie să se evalueze și să încerce să facă pași calitativi. O spun cu modestie, dar în același timp știm că e nevoie de standarde de calitate. Noi asta încercăm să facem aici, să ridicăm ștacheta, fiind exigență în primul rând cu noi înșine, cu munca pe care o facem atât la selecția cărților, cât și la pregătirea lor. Dacă vrei, Casa Cărții este un fel de, îngăduiem analogia asta, Platon vorbea despre idei, arhetipuri pentru toate lucrurile de pe pământ. Casa Cărții este un fel de arhetip al editurilor creștine, dacă vrei, din România, în măsura în care creează un model, spun eu, de urmat. Asta cred eu. De asemenea, Casa Cărții încearcă să producă carte pentru tot publicul evanghelic, care este foarte variat. Vorbim despre tineri, vorbim despre persoane în floarea vârstei, despre copii care au nevoie de literatură de calitate, vorbim despre teologi și pastori care au nevoie de cărți consistente, teoretice, ca să se documenteze, despre studenți la teologie, dar în același timp despre un public care citește carte de ficțiune și care, dacă nu are această carte de ficțiune, care este o carte ușoară, dar cu mesaj creștin, e un public care abandonează cursa, cum să spun, lupta cu lectura, miza. Cardia este în general, cum să-i spun eu, nu este un obiect, este un soi de entitate care te cheamă la efort, pentru că trebuie să iei cartea în mână, să o deschizi, să o parcurgi și să o înțelegi. Ori, de aceea e nevoie de o ofertă foarte, foarte variată de carte și cred că noi reușim să facem asta și am încercat să ne diversificăm foarte mult oferta. Da, mulțumesc mult. Nu știu dacă Teofil vrea să adauge ceva din aspectul acesta. Cu siguranță nu am încercat să fac o clasificare a editurilor, care a fost prima, și apreciez faptul că ați enunțat că chiar din punct de vedere istoric, editura a fost printre primele din România. Sau prima. De fapt, Logosul și după aceea Acasă. Nu, este printre primele. Da? Da. Cred că după vechime, undeva Scriptum, cam tot în aceeași perioadă, apare la puțină vreme Kerigma, în fine. Dar ce vreau doar să subliniez aici e că, deși și eu sunt de acord că editura Casa Cărții a creat cumva un standard, există, dincolo de competiția inevitabilă, fiindcă suntem într-o piață concurențială, există și aspectul, hai să spunem, de solidaritate. Adică ne dăm seama cu toții care suntem în piața de carte că cumva e nevoie de toți aici. E nevoie să existăm și, de exemplu, faptul că Logos nu mai publică sau faptul că la editura Cartea Creștină se publică atât de puțin în ultima perioadă, considerăm că e o pierdere, fiindcă totuși oarecum s-au creat niște nișe pe care se axează fiecare editură, s-au creat niște, se merge pe niște autori, se merge pe niște tipuri de abordări. Logosul publica foarte mult, de exemplu, comentarii biblice, începuse o serie pe care o publica și ceea ce era foarte bine. Iar dispariția oricărui competitor nu este un motiv de bucurie. Asta ar trebui să rămână ca mesaj foarte clar. Dimpotrivă, noi am colaborat, nu neapărat ca angajați, dar am colaborat cu foarte multe dintre celelalte edituri care în prezent ne sunt concurente și știind, adică și
conducătorii editurii știau că eu am tradus pentru Logos o carte sau că Daniel poate să-și ia o carte de la o altă editură și să lucreze. Deci nu este o foarte strictă separare și o competiție dură doar în termenii profitului și atât. Cititorii de carte nu sunt concurențiali, ci sunt complementari. Există un domeniu în care toți avem ceva de făcut și cartea, cum spunea și Daniel, te invită la o relație. A descris-o atât de frumos încât a făcut o personificare a cărții, încât cred că oricine a ascultat prezentarea s-ar fi îndrăgostit, se îndrăgostește de carte. Aș vrea să vă întreb care sunt domeniile în care editura Casa Cărții publică, care sunt principale domenii în care publicați, din care publicați cărți. Înțeleg că nu sunt doar cărți creștine, toate domeniile. În general, ele sunt cărți creștine. Marea majoritate sunt cărți aplicate spațiului evanghelic. Dar există, ni se mai întâmplă să dăm peste câte o carte bună care nu trâmbițează mesajul evanghelic, dar care este utilă. Gândiți-vă la, nu știu, cartea Estera, care nu menționează numele lui Dumnezeu. Adică poți să transmiți valori fără să le trâmbițezi într-un mod în care ai risca să îndepărtezi chiar oamenii. Nu despre asta este vorba. Noi, în general, publicăm carte creștină pentru publicul evanghelic și se întâmplă că sunt cititori și din afara spațiului evanghelic. Cărțile noastre se vând în rețelele naționale de librării, sunt creștini ortodoxi care cumpără aceste cărți. Am avut chiar teologi care ne-au recomandat cărțile, care le-au citit și care le-au primit cu mare bucurie. Dar publicul principal este cel creștin evanghelic pentru editura Casa Cărții. Și noi publicăm în general, așa cum am spus, încercăm să acoperim diverse paliere, adică diverse cereri din partea publicului evanghelic. Asta înseamnă că avem cărți teoretice, avem cărți mai ușor de înțeles, avem cărți de ficțiune, avem cărți pentru copii. Am început de câțiva ani să facem cărți pentru adolescenți, pentru că e o zonă în care nu existau cărți evanghelice pe piață. Da? Putem discuta despre unele dintre ele. Am în minte, când vorbim despre cartea de teologie, care este probabil cea mai dificilă și care invită cel mai mult la reflecție, trebuie neapărat să menționăm că avem colecția de 2 ani, avem de anul trecut, cred că am lăsat colecția de teologie penticostală, o colecție minunată, propusă, inițiată de profesorul Corneliu Constantinianu, din păcate trecut la cele veșnice, dar care este un proiect extraordinar pe care profesorul Constantinianu l-a avut. Am început cu două cărți de Amos Young pe care le am lângă mine. Amos Young este un teolog penticostal care predă la Fuller și care este printre primii teologi penticostali care au încercat să ofere o versiune a spiritualității, o formulare a spiritualității penticostale într-o variantă academică, care să intre în discuție în dezbaterea teologică din spațiul teologic mai larg. M-aș bucura, pentru că discutam de alte edituri creștine evanghelice care există în România, m-aș bucura dacă o altă editură ar veni și ar propune o colecție de teologie baptistă, de pildă. De ce nu? Pentru că avem nevoie de aceste instrumente teologice, avem multe școli de teologie în România și pe lângă studenții care sunt acolo și profesorii care predau și au nevoie de resurse, de manuale, există și un public relativ important care citește cartea de teologie, chiar dacă nu fac din teologie o profesie. Da? Am publicat recent tot pe palierul ăsta de carte teoretică, două cărți ale lui William Lane Craig, două cărți de apologetică. Am alături de mine Credință rațională, este ultima carte pe care am scos-o în această colecție până acum. O carte absolut fantastică, mi se
pare, din punctul meu de vedere, este cartea de apologetică cea mai bună, cel puțin pe care am citit-o eu, și care dezbate problemele apologetice urmând temele mari ale, să spunem, ale doctrinei creștine. Vorbește despre revelație, vorbește despre Dumnezeu, despre lucrarea lui Hristos, despre om. Și soluțiile nu sunt deloc facile. Adică nu e o carte pentru cineva care vrea să găsească o proptă facilă pentru credință. Argumentele pe care le duce Craig sunt extrem de solide, luate din filozofie, din logică și din fizică, din științele factuale. Da? Iarăși o carte care merită citită. Dar avem în același timp cărți pentru copii. Avem colecție de cărți pentru copii, pentru că trebuie să ne gândim la cei mici, să educăm în spiritul valorilor creștine. Avem romane, pentru că am vorbit de ficțiune, și există un public important al editurii care solicită aceste cărți, care ne contactează, care ne sugerează titluri noi posibile pe care le-am putea traduce, și ne bucurăm că avem feedback-ul ăsta al cititorilor. Și există cărți de mărturii care sunt undeva în zona spiritualității. Ele nu sunt cărți de teologie înaltă. Sunt cărți pe care le poate citi oricine a învățat să citească și le poate înțelege, și care vin cu care prezintă o poveste, o poveste adevărată, dar cu un profit spiritual enorm. Probabil o să și arătăm una dintre ele, ultima apariție, dar vreau să-l las pe colegul meu Teofil dacă vrea să adauge ceva. Foarte puțin doar aș adăuga aici. Când ne referim la cărțile de teologie grea, să spunem, aici am venit cu câteva instrumente foarte importante și destul de diversificate. Adică există, probabil că e prima, dacă mă amintesc eu bine, e chiar prima carte de referință pe care a publicat-o Casa Cărții, și anume Atlasul Biblic. Nu exista în românește decât un mult mai mic atlas al studentului Bibliei, dacă mă duc eu bine aminte, cred că așa se numea. Însă la acest Logos. Atlas este un... Da, nu mai țin minte cine îl scosese, cine îl publicase, dar, bineînțeles, deci asta este o carte mare, carte academică, care la fiecare început de an universitar se vinde cel puțin în câteva zeci de exemplare pentru studenții care nu au avut acces la ea. De asemenea, este un dicționar al Noului Testament, tot acolo, foarte important și foarte util pentru studenți, și comentariile cultural-istorice pe Vechiul și pe Noul Testament. Pentru mine au fost adevărate revelații, fiindcă e foarte greu să ai acces la context, mai ales pe Vechiul Testament. La Noul Testament, de bine, de rău, mai știm și din istoria românilor, mai trecem puțin până spre greci și cumva le mai contextualizăm. Dar pe Vechiul Testament e foarte dificil și perioada acoperită e foarte mare. Și atunci astfel de instrumente devin aur curat pentru cine chiar știe să le folosească și să le valorifice, tocmai pentru că într-un singur volum aduce o bogăție și o diversitate de informație foarte mare și folositoare înainte de a face hermeneutica și de a aduce totul la zilele noastre, de a trece podul către cultura contemporană, îl ajută să înțeleagă ce însemna un anumit verset sau anumite elemente dintr-un verset în cultura vremii respective. Cum zic, pentru mine au fost niște momente importante când am lucrat la cărțile astea. E și munca în sine foarte laborioasă, durează ani de zile uneori să scoți o astfel de carte, dar îți aduc o nouă perspectivă. Și mai avem și enciclopedii, Enciclopedia Bibliei, noua Enciclopedia Bibliei sau Manualul Biblic. Toate astea sună cunoscut, dar nu mai sunt vechile cărți din anii 90. Nici ce a publicat Logos, e o altă ediție cu Enciclopedia Bibliei, și nici vechiul manual biblic, cel pe care îl știam toți cu
copertă albastră și cu scris auriu sau argintiu. Nu e aceea. Schultz. Ci, da. Nu, Schultz cred că era cu Vechiul Halle. Testament. Vechiul Testament, Halle, da. Tene era Noul Testament. Da. Deci, repet, niște instrumente care pot fi folosite de oricine se gândește să vorbească unui grup. Indiferent că e vorba de a predica într-o biserică sau de a conduce un grup mic de casă, sunt instrumente foarte la îndemână și cu multe beneficii. Ați putea cumva identifica un domeniu preferat al editurii Casa Cărții, unde cumva ar fi tendința să alunecăm mai mult spre acel domeniu în a publica cărți sau nu? Poate cărțile de spiritualitate, aș spune, în măsura în care ele răspund unei nevoi bine articulate și pentru că acoperă, cum să spun eu, solicitările mai multor cititori. De ce? Așa cum am spus, o carte de mărturii, de exemplu, le-aș pune mărturiile ca o subcategorie în categoria cărților de spiritualitate. Mărturiile oferă un mesaj spiritual consistent, în general despre convertire și despre călăuzire, dar în același timp oferă și o poveste. Da? Avem o poveste unde cititorul se identifică, în care cititorul se identifică, poate fi oricând el însuși protagonistul unei asemenea povești. Poate că următoarea carte va fi a unuia dintre cititorii noștri care a trăit ceva de felul acesta și care a avut o experiență pe care a învățat să o caute citind o asemenea carte. Deci sunt cărțile de mărturie. Am de pildă pe masă cartea Prizonierii Speranței, care este o carte fascinantă. Ultima carte din colecția de mărturii, De la Buddha la Hristos. Toate astea sunt povești, ele vin din areale geografice diferite, dar care aduc o mare încărcătură de spiritualitate și un mesaj creștin consistent. Avem cărțile lui Jim Simbala, cărți de spiritualitate, unde experiența personală nu lipsește de asemenea. Deci cred că în zona asta, care îmbină noțiuni teologice spuse simplu, pe înțelesul cititorului mediu, care nu dorește sau nu are pregătirea să aprofundeze dogmele fundamentale ale credinței creștine în termeni academici și narațiune. În zona asta cred că ne așezăm cel mai bine. Eu aș mai adăuga doar aici că într-un fel suntem condamnați, cu ghilimele, să publicăm și cartea de referință în continuare. Adică nu cred că avem scăpare, fiindcă publicul nostru continuă să ceară genul acesta de carte și, pe de altă parte, concurența în piață a rămas destul de firavă după ce Logos nu mai publică și Cartea Creștină publică sporadic. Mai există edituri care mai publică, dar probabil nu neapărat în același ritm. Noi în fiecare an avem câteva titluri importante pe teologie, referințe, comentarii biblice, dicționare, ceva din această categorie, plus celelalte. Deci întotdeauna există și acest segment care este alimentat, să spunem așa, constant. Am observat în prezentarea care ați făcut-o, dar și din motul pe care îl are editura împreună slujitorii ai cuvântului, dacă nu greșesc, acest împreună și acest dialog cu cititorul mi se pare foarte interesant. Vreau să vă întreb dacă totuși există anumite criterii după care selectați cărțile pe care le publicați. Care ar fi acele criterii, dacă aveți anumite criterii, cu siguranță aveți anumite criterii care constituie repere pentru decizia în publicarea, traducerea și publicarea unei cărți. Da, cu siguranță există. Aici, într-adevăr, vorbim de o sinteză de criterii, de o sumedenie de criterii care se întâlnesc și din convergența lor rezultă planul nostru editorial.
În general, păstrăm legătura cu editurile evanghelice străine ca să încercăm să vedem ce se publică nou și interesant. Încercăm să aducem pe piața românească aceste cărți, să le traducem, dar în același timp încercăm și nu cred că reușim să ținem echilibru așa cum am dori, și anume să publicăm autori români. Noi avem autori români, profesori de teologie, pastori care au publicat la editura noastră din România. Încă nu se scrie suficient sau poate nu se scrie suficient de bine ca să putem spori portofoliu. Avem autori români care publică aici și o fac cu mare cinste, spun eu. Avem cărți de teologie înalt, avem cărți pentru credincioși și din biserică scrise de autori români. În al doilea criteriu ar fi interesul publicului. Mă uitam zilele astea pe blogul editurii noastre și acolo avem mesaje din partea cititorilor care ne spun: știți că a apărut în Statele Unite carte cu tare, am vrea să o vedem în românește. Uneori o asemenea reacție, o asemenea sugestie venită din partea cititorilor se concretizează într-o carte. Nu întotdeauna, pentru că nu putem publica, nu avem forță să publicăm totul, însă simțim pulsul cititorilor noștri, simțim aproape, primim încurajări din partea lor, primim sugestii de îmbunătățire și lucrul să ne ajută. Deci un alt criteriu, ceea ce vrea credinciosul de rând să citească, își dorește, simte că acoperă cu tare carte, acoperă nevoia lui spirituală, asta ne ajută în procesul de selecție a cărților. După aceea, sigur, e o chestiune care ține de inițiativa noastră. Noi vrem să formăm gustul cititorilor. De pildă, atunci când scoți o carte de teologie, publicul este oarecum limitat, dar înalți o ștachetă, e un standard și provoci pe oameni să încerce. Pe cei care nu sunt obișnuiți, da? Sunt unii care vin și încearcă pentru că au auzit de o carte și vor să citească. Depinde cum e cartea lui Craig, cartea de apologetică, credință rațională. Nu este o carte ușoară, dar în același timp Craig nu vrea să scrie pentru profesorul de teologie. E o carte care ridică ștacheta creștinului, care e obligat cumva să facă un mic efort, să-și spună câte o după masă, câte două după masă pe săptămână, cât poate el să citească câte puțin din cartea de apologetică. Da? Încercăm să formăm în acest fel gustul cititorilor. Și în ultimul rând a spune că noi am încercat să un alt criteriu este recuperarea tradiției. Pe lângă cărțile creștine care apar în Occident, am spus că noi urmărim asta, încercăm să mai recuperăm din cărțile care s-au scris în trecut și care nu sunt traduse în limba română. Avem din tradiția puritană autori care merită recuperați, avem din autorii secolului al XIX-lea care ar trebui recuperați. Ne pregătim să scoatem pe piață o carte care se numește Odaia rugăciunii, o carte scrisă în secolul al XIX-lea. O altă carte pe care ne pregătim să o publicăm este Slujba vindecării. Atenție, o carte despre vindecare, despre actualitatea vindecării, scrisă de un baptist. Da? Adoniram Jackson Gordon este autorul acestei cărți și vă întrebați, poate, înainte să apară Azusa Street, mișcarea penticostală, cine se ocupa de darurile Duhului Sfânt? Păi baptiștii. Da? Invit pe cititorii noștri să urmărească site-ul și va apărea această carte. Și sunt cărți care vin din tradiție, din tradiția creștină evanghelică și care merită redate, produse în limba română pentru cititorii noștri. Nu întotdeauna vom găsi consens toate aceste cărți. Sunt autori teologi care, și autori de literatură creștină care vin din spațiul evanghelic, dar nu prezintă congruență totală în opiniile lor teologice. Interacțiunea cu o carte este că ai un partener de discuție în față, dar care e un partener cu minte, nu se ceartă niciodată cu tine cartea. De aia recomand cartea ca primul exercițiu de dialog. Doar tu poți să te ceri cu cartea. Ea exact. Cu tine, nu? Da. Da, aici aș mai adăuga trei chestiuni. Unele cărți au fost alese ca să umple un gol. Și vă dau aici două exemple, că le am lângă mine. Este vorba despre cele două cărți ale lui Christopher Wright. Și una e despre misiune. Și nu avem cărți de misiologie în română decât foarte puține și
O arat și așa pentru profil, fiindcă este o carte impresionantă și ca număr de pagini, are în jur de 600 de pagini, și Etica Vechiului Testament. Din nou, o zonă foarte puțin frecventată. Sunt puține cărți pe astfel de domenii. Deci, inclusiv aici putem vorbi despre un criteriu. Golurile care există în piața de carte, în literatura teologică sau tot un gol pe care l-am identificat și despre care vorbea colegul Daniel mai devreme, este lipsa cărților destinate adolescenților. Și mă refer la carte de ficțiune, nu cărți cum aveam prin anii 90, pregătire pentru adolescență sau alte tipuri de carte, să spunem, educativ devoționale, ci ficțiune. Fiindcă putem constata că există o adevărată ofensivă a cărții de ficțiune destinată adolescenților. Și atunci am încercat cumva să aducem o contraofertă. Încă e firavă și trebuie muncit mult la asta, dar există. Un alt element de care ținem cont sunt oamenii, hai să le spunem, referenții noștri, adică prieteni cunoscuți care ne recomandă cărți care sunt validate cumva de către ei, sunt validate prin ceea ce sunt ei sau ceea ce reprezintă ei pentru noi. Și avem și astfel de autori pe care i-am tradus, fiindcă cineva a garantat pentru ei. Deci tot felul de elemente de acest fel, uneori foarte puțin cunoscute, contribuie la lista finală pe care o aducem în fața publicului. Tot de recuperare ține, de exemplu, Hristos și cultura, celebra carte a lui Niebuhr, care vreme de 30 de ani nu a apărut în românește și publicat în urmă cu 70. Deci chiar anul acesta se împlinesc 70 de ani de la prima ei ediție în limba engleză și pe care ne-am bucurat foarte mult, evident, să o putem pune la dispoziția cititorilor români, care probabil că au citit-o unii dintre ei și în engleză, dar sună altfel în românește. Sunt oameni care mi-au spus, vreau să o citesc în românește. O știu, dar vreau să văd cum sună. Da. Apreciez faptul că pe blogul acesta, editura Casa Cărții, aveți, propune o carte, vrei să fii publicat, deci un mijloc prin care atât potențialii autori, cât și publicul poate interacționa cu editura Casa Cărții. Vreau să vă întreb din perspectiva contextului nostru, România creștină, ați vorbit despre faptul că apreciați și încurajați publicarea de cărți din România, chiar cărți confesionale. Aș vrea să vă întreb ce credeți că ar trebui făcut pentru ca mai mulți autori români să publice? Ce ar putea face editura? Sau poate nu doar editura. Cum am putea să încurajăm mai mult scrierea și publicarea de carte de către autorii români? Nu știu dacă editurile trebuie să încurajeze neapărat pe autori să scrie, ci trebuie să încurajăm pe tineri să se formeze. Scrisul nu este de școlia. Scrisul se învață ca orice alt lucru. Nu înveți să nouă, înveți să mergi pe bicicletă, înveți să faci literele ca să scrii cuvinte, dar și înveți tehnica discursului sau tehnici literare. Și lucrurile astea se învață. Probabil ar trebui să-i trimitem pe copiii noștri la școală cu cea mai mare seriozitate și la ora de limba română, chiar dacă ora de limba română nu îi va face milionari în euro. Asumând lucrul ăsta, va trebui să le intuim talentele și să-i punem pe aceia dintre copii și adolescenți pe care îi simțim talentați să scrie, să-i încurajăm. Să le creăm poate în biserici locul în care să-și manifeste acest dar, da? Adică, cum să spun, să fii intelectual nu este un delict.
Da, de obicei ne imaginăm intelectualii, chiar în spațiul evanghelic a fost o vreme în care intelectualii erau prozvăzuți. În spațiul comunist, de asemenea, să nu uităm că intelectualii erau dușmanii poporului. Biserica a asumat momeala asta în perioada comunistă. Da? Și gândiți-vă până la ridiculizarea din filme, tocilarul clasei care este un ochelarist. Se întâmplă că noi toți trei aici suntem ochelariști. Deci probabil trebuie să lucrăm un pic la mentalitatea copiilor și adolescenților, să-i punem să lucreze, să scrie, să facă într-un fel care le aduce bucurie, nu forțați. Și în felul ăsta îi formăm. Iar pe cei mai mari, pe studenți, pe păstori, să le facilităm accesul la carte. Asta este ceea ce pot face editurile, să le pună în mâini pastorilor, de pildă, cărțile, ca să vadă și timp felul în care se scrie o carte. După lectura unui număr de, nu știu, câteva zeci de cărți, cred că orice pastor poate să scrie mult mai abil mesajul pe care vrea să-l transmită. Pentru că exprimarea mesajului în scris diferă de predicarea orală a mesajului. Deci cred că trebuie lucrat și trebuie să facem lucrul ăsta programatic, pornind de la copii, adolescenți până la adulți, care toți pot fi instruiți și nu știi niciodată de unde sare iepurele, care este acel tânăr sau adult care nu și-a descoperit încă talentul, dar care poate să producă o carte de calitate. Și adăugat numai un singur lucru, o completare cumva, eu aș numi asta încurajarea unei culturi a cărții în mediul evanghelic și mie mi se pare absolut necesară, tocmai pentru că există oameni care scriu literatura academică foarte înaltă pentru tot ce trebuie în mediul academic, titluri și așa mai departe, și ceea ce e bine, nu contest. Există apoi și oarecare, hai să spunem, literatură mai ușoară, scrisă, mărturii, poezii uneori, încercări mai mult sau mai puțin reușite de ficțiune, însă între ele nu prea avem foarte mult. Sunt câțiva autori care publică și publică constant și fac bine că publică, dar noi nu avem în România un Max Lucado, să spunem, sau un Ortberg sau alte nume, oameni care fac trecerea dintre teologia academică și publicul foarte larg, care să cumva să guste ceea ce se întâmplă în sfera academică, dar tradus într-un limbaj mult mai accesibil. Aici ne lipsește și eu cred, deci eu chiar cred că avem nevoie de o cultură a cărții, iar în construirea ei un lucru care se întâmplă este emisiunea de față. Dar trebuie mai mult de atât, trebuie o conștientizare, aș zice eu, la nivel de leadership în toate cultele evanghelice, că lucrul ăsta e important și nu știu ce ar putea rezulta dintr-o întâlnire, să spunem, la nivel național, între niște oameni cu influență, cu, acum li se spune influencer, să zicem, dar oameni care au un cuvânt de spus și nu doar în școală, ci și în biserică și care constant să promoveze respectul față de carte și importanța faptului de a scrie și de a citi. Fiindcă nu putem avea teologie fără a scrie și fără a citi. Ori conturul confesiunilor noastre pentru viitor va fi dat de felul în care ne construim teologia, cred. Sau, într-o măsură importantă, va fi dat și de acest lucru. Și atunci devine important să vedem cum ne raportăm la carte și nu doar la carte de strictă specialitate, ci la carte în general și la marea cultură, bineînțeles. Cum spunea și Daniel, cred că construirea acestei culturi întâmpină obstacolul anti-intelectualismului care a dominat mult timp și n-aș vrea să spun că mai domină, dar parțial poate, bisericile noastre. Ce mare lucru să scrii o carte, dar ce greu este să ai un titlu de doctor, ce doctor, noi n-avem nevoie de doctorate, ucenicii lui Iisus Hristos au fost simpli pescari, n-au avut nicio pregătire, iarăși un fals din punct de vedere al acurateții față de Noul Testament, pentru că ucenicii lui Iisus Hristos au fost pregătiți.
a fost pregătiți în școala lui Iisus. Da, dar ei au fost pregătiți. Nu este... Deci toată această, probabil, discuție ar putea continua. Dar vreau să vă întreb, eu personal nu am auzit seminare, vreun seminar pentru scriitorii creștini evanghelici sau creștini în general, un seminar sau un curs de cum să scrii. Unul dintre locurile în care m-am intersectat cu Teofil Stanciu a fost cenaclul Cuvinte la schimb, inițiat de poetul Ionatan Piroșca, a trecut la cele veșnic. La cele veșnic. Exact. Ionatan a fost un om extraordinar, un fel de pulgăre de humă, extrem de fragil, l-am cunoscut noi pentru că era bolnav, dar cu o inimă dedicată lui Hristos, un om extrem de profund și care a inițiat acest cenaclu ca să beneficieze de el tinerii creștini care au talent sau consideră că au talent, pornind de la o experiență personală. El mărturisea că în tinerețe, fiind crescut în biserică, a părăsit biserica ca să-și caute destinul literar prin cenaclurile literare laice. În felul acesta s-a îndepărtat de biserică. Da? Iată, e un exemplu de demers care i-a încurajat pe tinerii de la vremea aceea. Noi eram pe vremea aceea tinerii. Din păcate nu există azi ceva similar. Nu cred că instituțiile noastre cultice încurajează formarea în direcția asta. În afară de școlile teologice care sigur formează pastori și se întâmplă că mai generează și câte un teolog. Dar literatura creștină înseamnă mult mai mult decât literatura teologică și probabil ar trebui să avem în vedere și aspectul ăsta. Să motivăm pe tineri de asemenea, pentru că e și o miză mare aici. Există foarte multă concurență. Tinerii sunt tentați să meargă în multe direcții și eu consider că e păcat în măsura în care sunt talente irosite. Adică gândiți-vă că s-ar putea să avem un Shakespeare între noi, dar care se face IT-ist pentru că nu a descoperit nimeni la vremea potrivită. Da, e un subiect de reflexie. Da, un subiect de... Da, poftim. Aș adăuga numai că acest cenaclu era exclusiv online. Noi ne-am întâlnit cu Ionatan de multe ori în persoană și am avut și două... Cred că știți, da, chiar așa se numeau, seminarii poetice la Cluj în 2001 și în 2005, dacă nu greșesc eu. Și am publicat și niște volume, două volume cu mai mulți autori, niște antologii, dar se desfășurau exclusiv online cu mijloace mult mai rudimentare decât există în prezent, pe un grup de Yahoo și cu toate acestea a produs ceva. Acum... S-ar putea să fie și o atomizare în lumea rețelelor sociale, să se fi produs o atomizare care cumva împiedică un astfel de demers. Dar probabil că, apropo de reflexie, cu puțină reflexie s-ar putea găsi niște modalități prin care astfel de oameni să fie încurajați, fiindcă la nivel local, în biserică, asta spun și ca experiență personală, foarte greu și foarte puțin, fiindcă nu scriam pentru biserică, adică nu scriam ca să fie gustat ce scriu eu în biserică, automat eram cumva suspect, să spunem, mai mult sau mai puțin. Și atunci e foarte dificil ca în astfel de condiții, tânăr fiind, să-ți poți cultiva ceea ce ar putea fi tocmai darul sau chemarea sau vocația. Acum folosesc sinonime, le folosesc sinonime pe toate astea. E foarte greu să cultivi așa ceva într-un mediu pe care îl percepi ostil. Și s-ar putea ca una dintre probleme să vină tocmai de aici, din această... Sperăm că revenim, poate... probabil, la anti-intelectualitate. Dar în același timp, dacă îmi îngădui, rețelele sociale aduc un mare beneficiu. Un mare beneficiu în sensul că dau o deschidere pe care generațiile trecute n-au avut-o. Debușeul nostru era grupul de Yahoo, adică noi scriam acolo pentru că nu puteam să scriem în altă parte, acum pe rețelele de socializare, pe bloguri se poate scrie. Avem un exemplu viu aici, Teofil Stanciu,
și-a cristalizat interesele de cercetare în teologie scriind pe blog. Da? Deci blogul poate constitui un bun profesor de scriere creativă. Sigur că pornim de la un talent aici, e limpede, și de la o capacitate colosală de analiză. Dar trebuie să găsim beneficiile pe care ni le oferă epoca în care trăim. Și tinerii pot valorifica asta. Adică nu te ascultă cineva în fața blogului, scrii pe blog. Și atunci s-ar putea să-ți găsești o audiență din toată țara sau din toată lumea și poți primi încurajări, poți primi critici, inclusiv la nivelul formei, în felul ăsta să-ți cizele scrisul. Și de fapt este o școală, în esență, tocmai experiența aceasta și exercițiul este o școală. Mai aveam doar câteva minute până încheiem emisiunea și aș vrea să vă întreb care a fost una dintre cărțile care v-au hrănit sufletul, mintea și sufletul cel mai mult în toată experiența pe care o aveți în editură, de la editura Casa Cărții, dar nu numai, dacă puteți să ne spuneți în câteva minute și în același timp să faceți și o recomandare la una dintre cărțile care le-ați recomanda pentru cei care ne ascultă în această vară să o citească. Selecția e greu de făcut, pentru că sunt multe cărți interesante pe care le-am citit. De la editura noastră am arătat deja cartea Prizonerii Speranței. Am spus că încurajăm autori români. Mișchi Ferenc este un autor român, în sensul că este din Transilvania. Cartea asta este magistrală. Este de fapt o colecție de texte scrise, mărturii personale ale unor creștini maghiari în mare parte, dar și români care au făcut închisoare în perioada comunistă. Credincioșii maghiari fac parte din mișcarea betanistă, ai inițiată și condus o vreme de pastorul Vișchi Ferenc Senior, tatăl coordonatorului acestei cărți. Credincioși reformați în general, dar cu o trăire profund evanghelică, profund spirituală, oameni care nu s-au dat la o parte să facă 4, 5, 6, 8 ani de pușcărie pentru Hristos, pentru că n-au vrut să-și reneze credința. Cartea asta este scrisă inițial în limba maghiară, e drept, o avem în limba română acum și avem aici mărturiile unor creștini români, chiar baptiști, da, sau pentecostali. Avem Nicolae Moldovianu, Vasile Moisescu, Simeon Moț și așa mai departe. Recomand cartea asta, este o carte care mie mi-a făcut mult bine. Am citit-o cu multă plăcere și este o reală încurajare. Da, mulțumesc, Teofil, dacă... Da, eu o să merg foarte repede cu două titluri. Primul este Izvoare de spiritualitate creștină. Este o carte care m-a obligat cumva să revizitez istoria bisericii, dar nu din perspectiva studentului, cum am făcut în facultate, ci dintr-o altă perspectivă, din perspectiva unui autor care își propune să vadă în 11 modele, ia el aici în carte, de spiritualitate și vrea să vadă ce a fost bun în fiecare dintre ele și în ce fel fiecare dintre aceste modele, fie că ne referim la icoane, monahism, sau predicarea cuvântului în protestantism sau în metodism, fie că ne referim la misionarismul modern, în ce fel aceste forme de spiritualitate și de activism, să spunem, dar în sensul bun, sau de slujire creștină, dacă vreți, au răspuns unor nevoi pe care societatea le avea în momentul respectiv. Au răspuns unor nevoi foarte profunde și reale și au venit cu un răspuns real, și relevant. Poate cuvântul nu este foarte agreat, dar există în fiecare dintre ele un răspuns temeinic la o problemă foarte reală și foarte dureroasă a societății. Și în felul ăsta, traducând cartea, fiindcă m-am ocupat de traducerea ei, pe vremea când încă eram doar colaborator la Casa Cărții, nu eram angajat, am fost nevoit să studiez eu foarte mult ca să înțeleg fenomenele despre care el vorbește. E o carte care poate constitui un punct de intrare în istoria bisericii. Și a doua, bineînțeles, o să o recomand încă multă vreme,
Hristos și cultura. O lectură dificilă, puțin, am putea spune, pentru un public neavizat, dar pentru niște studenți la teologie, pentru niște pastori, o lectură absolut esențială, iar studenții s-ar putea să fie scutiți de o lectură din timpul anilor de studii, fiindcă aproape sigur va intra în mai multe bibliografii la diversele noastre școli teologice. Și mie mi se pare că aduce un plus de înțelegere pentru relația dintre biserică și societate într-o perioadă în care chiar avem nevoie de un plus de înțelegere de oriunde ne-ar veni el. Da, vă mulțumesc mult, Teofil Stanciu și Daniel Fărcaș. Mulțumesc mult pentru că ați fost deschis să dialogăm pe tema cărții și sperăm să le întâlnim cu subiecte mult mai specifice pe o singură carte, cu o dezbatere care să fie focalizată pe temele pe care cartea le pune în lumină. Vă mulțumesc încă o dată și mulțumesc tuturor celor care seara aceasta ne-ați urmărit la această emisiune. Cartea este pentru minte și suflet. Nu uitați, hrăniți mintea, hrăniți sufletul, pentru că toți avem nevoie de această hrană în fiecare zi. Dumnezeu să vă binecuvinteze. La revedere!